Prin Pavel Dumnezeu a vindecat atâția și atâția bolnavi. A văzut cu ochii lui îndreptate situații inimaginabile. Și acum a cerut și el, ca să zicem așa, un hatâr lui Dumnezeu. Doamne, fă-mi și mie un bine. A înviat sub ochii mei pe Utih, a îndreptat picioarele ologului, a sculat din morți oameni, a elungat demoni. Un cuvânt a fost pus în numele tău și necazul s-a depășit. Acum fă-mi și mie un hatâr, țepușul acesta. Și Dumnezeu a spus, nu. Nu. Pavel nu e necredincios, nu e lipsit de credință, de înțelegere, de maturitate, când se împotrivește răspunsului negativ și se întoarce la rugăciune, zicându-i Domnului, ba da, ia-mi țepușul. Domnul nu e crud, nu e rău, nu e insensibil când zice lui Pavel a doua oară, ba nu, harul meu îți este îndeajuns. Pavel se reculege, revine la altar pentru a treia oară și îi spune Domnului, Doamne, totuși, eu cred că mi-ar fi mai ușor fără țepuș. Ia-mi țepușul. La care Domnul a încheiat zicând, harul meu ți este îndeajuns. Puterea mea se va arăta desăvârșită în slăbiciunea țepușului tău. Răspunsul este nu. Capitolul s-a închis. Pavel a închis dosarul, eu așa mă imaginez, nu scrie că s-a mai rugat pentru asta, a închis dosarul, îmi imaginez că l-a pus undeva pe un raft în prezența lui Dumnezeu, ca și într-un secretariat dinaintea camerei în care se iau deciziile și a fi spus Domnului ceva în genul, Doamne, dacă vreodată vrei să-ți aduci aminte de mine și să mă găsești, știi unde să mă cauți. În ce mă privește, nu te voi mai deranja cu această cerere. Aleg drumul greu. Merg cu tine. Și nu s-a tânguit. Dumneavoastră știți că așa a făcut și Domnul Iisus, care în Ghețimanii fiind, s-a rugat, dacă e cu putință, să fie îndepărtat paharul suferinților. De trei ori s-a rugat. De trei ori Dumnezeu a zis nu. Ca în final Iisus să meargă pe drumul cel greu. Sunt situații de viață pe care cărora nu le poți face față decât dacă îți asumi că trebuie să le porți. Dacă nu îți asumi că acela e drumul tău și că pe aici trebuie să treci, că asta e calea pentru tine, vei cădea în depresie. Te va zdrobi. Crucii îi se poate face față numai dacă o porți. Dacă nu o porți, cazi zdrobit sub ea.